Ce vreau să vă spun e că orice poet adevărat e un profet. Dar tatăl meu, Raul Constantinescu, sau Romul Constantinescu, sau Constantin Constantinescu, sau Matei Constantinescu, va rămâne în istoria literaturii române și a rămas deja de zeci de ani ca profetul literaturii. Știți că orice profet, chiar și profetul nostru Muhammad a fost respins. Poate cu 40 de ani, nu. Așa că ce vreau să vă spun e că el e profetul literaturii. Mă scuzați că mă exprim așa nepotocolar. Mi-am întrezit și eu. Și faceți lucrurile, deci trebuia să a fost o debutat în 66 cu Steaua. Și trebuia să fie publicat atunci. A fost prieten cu Virgil Teodorescu, o multă aventurare în Marele Refug, carte. Ca 11 regii, dar o cheamă întors. Și nu a publicat pentru că nu era pe linie. Și asta a fost. După aia a fost prieten cu Martinovic, au avut un cenacru în care au promovat pe alții. Lor plăcut bețe în roate, cu securitate, cu tot ce vreau. Nu, eu asta fac pentru România, pentru Franța, Rusia, China, America, cine vrea să știe, profetul poeziei românești, plus care și o antologie de folclor făcută ca o biblie și cam cât Vechiul Testament, poate greșit, cam cât un Coran. Nu. Bun, sper că v-ați edificat. Vine așa succesiunea cerchiștii, pentru cine știe, luați ca un tot. După aia vine domnul Labiș, Nicolae Labiș, pentru cine știe. După aia vine domnul Nichita Stănescu, la domnul Marin Sorescu. După aia vine tatăl meu, Raul Constantinescu. Just a few hours for the fight and I have to get in to get my last minute rest because we're going to see who's the best.